cei care vor candida tot ar fi bine să cunoască prevederile noi ale codului electoral. Consider corect că anumite persoane care dețin funcții de demnitate publică, secretarul Consiliului Local, în timpul campaniei electorale, sunt obligați să-și suspende activitatea. Noutatea cea mai mare este modalitatea de a organiza Consiliul Electoral de circumscripție din nivelul 2, permanentizarea președintelui acestuia. Din acest an, Consiliile Electorale de circumscripție vor fi cei care vor da verdictul privind desfășurarea alegerilor, validarea rezultatelor și atribuirea de mandate. Modificările respective trebuie cunoscute de toți funcționarii electorali, de toate persoanele implicate în procesul electoral, dar când ele sunt discutate mai din timp, atunci eu sper că calitatea serviciului electoral, să zic așa, sau activității birourilor electorale, a consiliilor de circumscripție, va fi la nivelul așteptărilor. Vremea se schimbă, legislația se modifică și cu siguranță că este necesar să fie adus cod la cod în concordanță. Noi ne bucurăm că oamenii sunt foarte deschiși, acordă întrebări, sunt curioși. De corectitudinea și de bună aplicare a prevederilor de cod depinde, de fapt, soarta unei întregi țări. Campania continuă, vom ajunge în fiecare autoritate de nivelul al doilea pentru ca să anticipăm chiar anumite necunoașteri ale modificărilor. În contextul în care, în toamna acestui an, organizăm alegeri locale generale și anumite prevederi vizează aceste alegeri în modul direct.